Vă salut, dragi prieteni, sunt Doru Pop din Seattle, mă bucur să fim împreună. De data aceasta continuăm ideea de disonanță cognitivă și vom studia cum funcționează în domeniul moralei creștine, ipocriziei și a proiectării unor păcate și stări proprii asupra altora. Când vorbim despre ipocrizie, despre morala creștină și așa mai departe, nici nu ne închipuim că câtă ipocrizie există între oameni, dar și între creștini. Desigur, aici ne referim la creștinii nominali. Noi știm că, de exemplu, a minți sau a fura este un păcat. În realitate, se fură și se minte și printre creștini. Dar cum justificăm aceste păcate când le comitem pentru că este convenabil și știm că este păcat. Cumul mulți în urmă, poate peste 30 sau mai bine, văzând că în garajul spațios al casei unui membru al adunării pe care o păstuream nu era decât o singură mașină și mai erau loc pentru două mașini, un alt individ din comunitatea română întrebă pe locatar dacă n-ar fi interesat să închirieze celelalte două spații neocupate pentru o sumă de bani lunară. Pe vremea aceea, noi eram cu toți interesați să câștigăm ceva bani în plus. Eram cu toți imigranți, de curând veniți în America, locurile de muncă erau plătite mai slab și sigur că orice bani în plus era binevenit. Tipul cu casa se interesă despre ce bani era vorba și mai ales de ce e nevoie de locul de parcare în garajul lui, Cine și-ar fi parcat mașina la o distanță de peste 30 de mile sau 45 de km de oraș, la țară, la o fermă? Așa aflat că este vorba de fapt nu de o mașină, ci de păstrarea unor piese de mașină și nu mașini întregi. Din aproape în aproape, tipul cu garajul disponibil a aflat că, de fapt, cei ce voiau să folosească garajul furau mașini. Mașini care pe vremea aceea aveau căutare Honda Civic, Toyota Corolla și altfel de mașini de genul acesta. Hoții căutau mașini noi nouțe, le furau, le scoteau scaunele, bordul cu instrumentația, roțile, capota din față, capota din spate, poate parbrizul sau ceva de genul acesta. Și apoi le puneau mașinile pe trotuar undeva prin oraș, proprietarul le declara furate, poliția găsea carcasa mașinii pe undeva, Hoții luau piesele acestea și le țineau într-un garaj, undeva, cum ar fi fost garajul acesta, până când mașina, care desigur că era asigurată, urma să fie vândută de către compania de asigurări la licitație. Hoții participau la licitație, cumpărau mașina, acum aveau acte în regulă pe mașină, și într-o noapte o asamblau. Sigur că toate piesele se potriveau perfect, și culoare și tot. Și apoi, cu act în regulă și cu mașina în regulă, plecau cu ea în alte state, în special se duceau în California, unde o vindeau pe cash, pe bani uh, lichizi, dar desigur că mai ieftin decât prețul mașinii. Fostul proprietar al mașinii își recupera banii de la compania de asigurări. Omul cu garajul a devenit foarte contrarea de propunere. A presupus că cel ce l-abordase umbla la vreo adunare mai mare din localitate Deoarece cam toți românii mergeau pe la diverse adunări, nu-l cunoștea, nu-l nu văzuse niciodată, dar bănuia fiind român că probabil merge la vreo adunare. A spus chiar că dacă merge la adunare sau dacă nu merge, furtul este un păcat oricum. Cineva era păgubit. Hoțul va fi prins în cele din urmă. Pentru furt se face închisoare, și de asemenea erau consecințe care se răsfrângeau asupra întregii comunități române de credincioși. La acestea hoțul a răspuns că da, el mai merge pe la biserică, dar nu este pocăit. Încă nu s-a botezat și nu are de gând, doar că merge acolo pentru că avea prieteni români. Și aprecia anturajul românesc, mâncarea românească, poveștile românilor și așa mai departe. Apoi a justificat faptul de a fi abordat pe prietenul meu, deoarece locuia departe de oraș și nimeni nu și-ar fi închipuit că piesele de mașină dispărute erau așa de departe. În plus, desigur, toți aveau nevoie de bani. Iar furtul l-a justificat cu faptul că asigurarea mașinii era obligatorie și avea și el asigurare la mașina lui. Doar că n-a avut să niciodată niciun accident. Așa că el plătea degeaba asigurare. Prin furt nu făcea altceva decât să-și recupereze banii dați degeaba la asigurare. Prietenul meu i-a spus celui, cu propunerea să și uite că a avut loc această discuție și să nu mai ocupe de prostii. Hoțul n-a ascultat, bineînțeles, că peste câțiva ani am auzit cu toți în comunitatea noastră, că câțiva români și ruși au fost percheziționați de către FBI și s-au găsit pe la ei piese uh, cu, din mașini furate cu mulți ani în urmă sau mai recent și unii chiar și-au făcut uh, închisoare pentru furt. FBI-ul investigează aici la noi furturi în care se trece dintr un stat în altul ori ei vindeau mașinile furate dintr-un stat furau mașinile furate într-un stat în alt stat și acestea erau uh, ofense federale am dat un exemplu din multele pe care le cunosc despre cum modificăm și justificăm noi practica noastră care merge contra lucrurilor crezute vă reamintesc că disonanța cognitivă este o lipsă de armonie sau de echilibru între ce credem și faptele noastre în ce știm că este păcat și ceea ce facem de fapt din nou vă amintesc că soluționarea dezechilibrului se poate realiza fie prin abandonarea faptelor rele, care nu se potrivesc cu credința, fie prin justificarea lor în așa fel încât să ne putem liniști conștiința. În cazul descris mai sus, da, a fura era un păcat, dar furt era justificat, deoarece proprietarul mașinii nu își pierdea banii, doar asigurarea era păgubită. Ori compania de asigurări percepea și așa sume mari de bani de la o mulțime de oameni care nu sufereau niciodată pierderi, și banii aceia umflau profiturile celor din companie. Așa că furtul făcea dreptate. Hoții nu erau decât un fel de Robin Hood modern. Un alt exemplu real și frecvent întâlnit este cel al ipocriziei. Tot cam pe vremea aceea, acum 30 de ani, multe istorii de pe vremea când eu venisem în Statele Unite cu 33 de ani, 34 de ani nu, cred că, am auzit de istoria unui american care umbla pe la bisericile românești și obișnuia să predice trăirea pe o cale foarte îngustă. Astfel de predici erau gustate de către românii care emigraseră nu de mult din România și în mintea cărora erau încă proaspete predicile cu conținutul Evangheliei textile, obișnuită prin anumite biserici. În plus, era foarte rar să auzi un american predicând așa ceva, pentru că în mintea românilor toți americani erau cam nepocăiți. În mintea unora chiar și astăzi sunt americanii nepocăiți, Familia de americani a predicat la o întâlnire împotriva televizorului. Așa de convingător au făcut-o, încât o mulțime de români s-au simțit de-a dreptul mustrați de cuvânt și în conștiința lor și au decis să renunțe la televizoare. Că cel mai bine renunți, scoți în televizorul din casă. Că dacă l-ai acum, să știi niciodată când te prinde dorul de a vedea ceva. Un frate mai inspirat dintre ei și mai cu uh, glagorie la cap, uh, s-a oferit să preia televizoarele celor ce voiau să le arunce, și să le țină un timp până românilor le va veni și lor, lor dorul după televizor. Așa că a depozitat la el acasă un mulțime de televizoare de ale românilor care au renunțat la ele. Într-o seară, frații dornici de rugăciune s-au dus în parcul în care familia de american locuia într-o rulotă trasă de o camionetă ca să se mai roage cu ei, să mai vorbească despre ce mai trebuie să renunțe. Mesajele astea îi zideau și îi înflăcărau. Le stimula zelul pentru pocăință. Când au ajuns la rulotă, ame, rulotă americanilor, aceștia se uitau la televizor. Românii au rămas dezamăgiți. Au ascultat explicația americanilor că televizorul era necesar pentru urmărirea știrilor. Apoi s-au dus la fratele care le adunase televizoarele să-și recupereze aparatele. Descoperiseră cum funcționează ipocrizia. Și asta nu pentru că ar fi avut nevoie de încă o asemenea lecție. Deoarece fiecare dintre noi suferim de un dram de ipocrizie sau mai multă. Numai că nu o vedem, pentru că nu e așa, se vede mai bine paiul din ochiul altuia decât bârna din ochii noștri. Un fel de disonanță cognitivă are loc când noi facem anumite păcate, știm că suntem păcate, suntem gata să, le, să ne detestăm pentru ele. Dar care dintre noi nu se iubește pe sine? Noi ținem la noi mai mult decât la oricine altcineva și la orice altceva. Obiectele pe care le achiziționăm, tot din cauza iubirii de sine, le deținem. Ele ne definesc, nu-i așa? Ne dau un anume statut. Ne arată cât de binecuvântați suntem noi, ce reușit suntem noi. Și reușita și binecuvântarea noastră ne face să credem că Dumnezeu este de partea noastră, pentru că El ne binecuvintează. Ei bine, când ne detestăm pentru păcatele noastre și nu le putem lăsa, avem obiceiul de a proiecta ceea ce, de a practica ceea ce în psihologie se numește proiectarea inconștientă a emoțiilor neplăcute sau a trăsăturilor de caracter sau comportament neplăcute asupra altcuiva. Adică atribuim altcuiva păcatele noastre. Suntem convinși că și ceilalți împărtășesc ideile și păcatele și sentimentele noastre. Ba chiar avem parte și de o experiență de purificare, acuzând în alții păcatele de care ne facem noi vinovați. Dacă mint și vorbesc împotriva minciunii și o fac cu patos și cu energetic, atunci sigur că am și eu parte de o fel de experiență de purificare, mă simt și eu mai bine, că sunt împotriva păcatului de care sufăr. Și asta este o practică frecventă la unii predicatori. Cu un număr de ani în urmă, mă sună cineva. Era într-o vineri și îmi spune că este, se vine de la aeroport spre oraș cu cine este în mașină și că persoana aceea cu care, este în mașină și cu care urma să oficiez a doua zi o nuntă, voia să știe dacă noi la nuntă consumăm alcool. Nunta de a doua zi de sâmbătă. Eu rămân ca la dentist. Cum adică dacă consumăm alcool? Păi, nu am consumat, niciodată și nu consumăm. Cei ce se căsătore sunt doi tineri serioși, din două familii serioase. No, acum nu înseamnă că oameni serioși nu pot consuma sau nu consumă alcool. E asta e discuție pentru o altă dată. Eu am întâlnit consumatori de alcool foarte serioși și oameni de cuvânt, oameni de treabă, să zic așa. Doar că întrebarea nu avea niciun rost în acel context mi-am îngățit indignarea și am răspuns că nu se va consuma alcool și că întrebarea sau chiar și gândul erau pentru mine jignitoare și că fratele acela poate să vină liniștit la nuntă că nu o să fie nici de cum uh, pus jos uh, sau uh, nu o să fie într-un anturaj în care se consumă alcool, să se simtă bine. A trecut nunta, au mai trecut câțiva ani. Au după un timp că personajul căruia era frică să nu consumăm alcool la nuntă, pentru că ar fi fost sub demnitatea sa să se asocieze cu astfel de oameni, a fost prins, și din câte știu de mai multe ori, de către poliție, conducând mașina proprie sub influența alcoolului. În cultura populară se știe că hoțului e frică să nu fie furat. De ce? Pentru că el proiectează asupra celorlalți semeni lipsa de cinste de care suferă. De asemenea, mai întâlnit prin adunări oameni care prezintă o imagine de pioșenie. De umilință, de Vlavie exemplare. Știți ce am învățat despre ei? Mai spun o istorie care explică ce am învățat despre ei și apoi termin. În mica biserică baptistă în care a crescut mama mea la țară, într-o duminică, se ținea școala duminicală cu adunarea. Fac o paranteză. Și eu am apreciat întotdeauna timpul acela petrecut în biserica baptistă în care am crescut și eu. Aveam versete de aur de spus, pe de rost și puteam asculta părerile asupra unor texte exprimate de tot felul de frați. Acum înapoi la biserica de la țară unde a crescut mama. La școala duminicală s-a pus întrebarea ce este acela un om evlavios. Dacă cineva dintre cei prezenți poate defini ce este și cum este un om evlavios. S-a făcut tăcere, trecut o clipă de așteptare, un frate cu o voce puțin mai pițigăiată ridică mâna și răspunde, fraților, un om evlavios este un om periculos, trebuie să ne ferim de el. Ei bine, fără să-și dea seama, fratele acela rostise un mare adevăr. Câteodată trebuie să stai departe de oamenii care afișează o evlavie a cărei putere este negată. Cum spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 2 la 5. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, Iubitor de bani, lăudăroși, trufași, hulitor, neascultător de părinți, nemulțumitor, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblăziți, neiubitor de bani, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având o formă de evlavie, dar tăgădui de puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Ce era în concepția acelui frate? Un om evlavios, un om periculos de care trebuia să ne depărtăm. Cred că la asta se referea fratele care a înțeles că omul Evlavios este periculos. Aici încheiem acest episod, și aș vrea să te gândești la tine și eu la mine. În ce domeniu te descoperi că ești ipocrit? În ce fel ai întâmpinat disonanța cognitivă în viața ta? Ai obiceiul de a proiecta asupra altora din anturajul tău și din familia ta lucruri de care te simți vinovat, asupra soției, asupra copiilor, asupra soțului? Și ce fel de om Evlavios ești? Ești un om Evlavios periculos sau ești un om Evlavios cu o Evlavie reală? Aici încheiem acest episod. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne păstreze pe toți lipsiți de și curați de ipocrizie. Să ne vedem cu bine data viitoare, oricând va fi aceea, dacă Dumnezeu va permite lucrul acesta. Până atunci, la revedere!